Împotrivă, abțineri, bună ajutare. Vă duc, apătă. Treceva primul punct de pe ordine. Deci, proiect de hotărâre privind darea folosinței de atribut de durată exceptării lucrărilor de realitare pentru așezământul cultural din localitatea Comunitatea Lui, în municipiul Pașcani, de Sfiași, a imobilor clădire Cămin Cultural, Lunca și teren aferent în suprafață de 1942 metri pătrați, proprietate privată a municipiului Pașcani, situat în sala Emil Dracos, numărul 3. Domnul primar. Deci am convocat această ședință de îndată, motivat de faptul că documentația se află la Compania Națională de Investiții și era urgent de completat documentația cu autorizație de construcții, cu folosința terenului și cu hotărârea de Consiliu privind cofinanțarea parte de cheltuielile pe care trebuie să le suportăm de la bugetul Consiliului Local. E un proiect, știți bine, început de mandatul precedent. A insistat foarte mult domnul Ioniță pentru acest proiect, drept pentru care îi mulțumim că a depus documentația în momentul respectiv. Și acum a intrat în linie dreaptă, deci la finanțare, se pregătește procedura de achiziții, se pregătește documentația pentru procedura de achiziții. Păi trebuie să dăm pe perioada derulării investiției, să predăm folosința imobilului și a terenului, după care ne revine în patrimoniul Consiliului Local. Și bineînțeles să asigurăm partea de cofinanțare prin al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, domnul Ioniță, vă rog. Nu, eu n-am ridicat mâna. Nu, sau domnul Danu, l-am văzut. Dar nu să știu. Domnul Ioniță, acum care, am văzut dat ridicat mâna. Când s-au aprobat indicatorii ăștia tehnico-economici în 2011, o parte dintre noi n-au fost în Consiliul Local. Ar vrea să ne spună cineva despre ce lucrări este vorba acolo, la valoarea asta de 27 de miliarde, cred că s-ar putea construi de la zero, nu mai este miliarde de cap. Mă rog, da, nu știu ce lucrări se desfășoară acolo. Fac de structură, de... Deci, inclusiv lucrări de structură, este vorba de o consolidare totală la construcții. Să schimbă un pic arhitectura, deci la sistematizare verticală se intervine. Să amenajează înăuntru două sări, una de spectacole, una de festivități. De jur împrejur avem spațiile alea amenajate pentru accese, parcări. Să amenajează o fosă bilanțabilă. Toată partea de instalații, care înseamnă instalații electrice, termice, sanitare, termoizolare. Construcția este un pic mai scumpă, pentru că de regulă construcțiile care presupun consolidări au costuri mai ridicate. Și asta este în mare ceea ce se face acolo de amplasament. Mulțumim, domnul Dan. Mulțumesc. Nu am terminat. Ținând cont de valoarea investiției și în perspectivă, căminul va fi preluat de administrare la Școala Lunca. Propune să facă o grădiniță, ceva acolo, două sări, cumva, eu știu, nu știu, să amenajeze, să folosească permanent. Momentan, destinația au fost amestinată. Documentația așa e făcută? Nu este la Drăștești. Da. Mă rog, ce activități mari o să fie acolo? Una, două pe lună, poate, eu știu. E păcat să vedem așa e Drăștești. Sunt ceva spații pentru așa ceva. Care se poate amenaja? Dar sunt prinse permanent. Sunt după chestii de gândit, ceva să... Și am sus la etaj, da? Da. Domnul Nechibor? Da. În primul rând, aș vrea să transmit domnului primar în numele consilierilor PNL.
condolianțe și toată compasiunea noastră pentru pierderea suferită. Mulțumesc! Referitor la proiectul de pe ordinea de zi, aș vrea să fac o mică rectificare, că domnul Ioniță nu a depus proiectul ca persoană fizică și vreau să reamintesc că proiectul este pornit de pe vremea administrației Crăciunescu și a fost depus la momentul respectiv cu aprobarea întregii conducerea primării. Mulțumesc. Se face ceva bun. Da, și eu îl felicit și eu pe domnul Ioniță pentru faptul că a avut inițiativa la vremea respectivă și am... Mă rog, domnul Ioniță. Da, mulțumesc pentru cuvintele frumoase din partea pe care le-am spus. Și la rândul meu vreau să felicit, să mă bucur pentru că proiectele astea care au venit prin vechea administrație sunt continuate, dacă din nou administrație, vă felicit și poate că anul ăsta să începe și lucrurile acolo. Și aceea este un lucru bun pentru locuitorii din acest cartier. Mulțumesc. Eu mulțumesc. Dacă mai este cineva, dacă nu, supun votul dumneavoastră proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Unanimitate de vot. Trecem la punctul de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării investiției de reabilitare pentru așezământul cultural din localitatea componentă Runca, municipiului Pașcani. Da, pot să vă spun. Domnul Vizania Bărbăt, prins în buget cu suma de 200.000 de lei, mai trebuie suma de 29.000 de lei care trebuie să o prindem, prin ședință de îndată, modificarea bugetului nu se face decât în ședință ordinară, deci automat la ședință ordinară în această lună, vom completa această sumă de 29.000 de lei cu venituri suplimentare, să vă spun. Și acum nu putem modifica bugetul de la ședință ordinară. Mulțumim. Dacă sunt întrebări de marginea acestui proiect, dacă nu, supun votul de dumneavoastră proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Până la urmă, trebuie să trecă. Dacă mai vreți să mai spuneți ceva de votul dumneavoastră, sau mai are cineva vreo problemă de ridicat în această ședință, vă rog să spuneți. Dacă nu, aș avea un... Vă rog. Nu este la obiectul acestei ședințe, dar am văzut că Dragoș Vodă a început asfaltarea. Acolo e o problemă cu arcii pluviale, nu sunt conectabili. Dacă se asfaltează și la ploi, toată apa a dus și în curte la 2-3 oameni de acolo. Ar trebui cumva întrebat de cei de la Sapa Sel și au de gând să facă acum, înainte de a s-a asfaltat. Apa, nu există goli pentru pluviale acolo. Dragoș Vodă? Da. Deci, sunt aprobați indicatori cu rigori atunci. Nu există goli. Nu sunt. Și dacă se termină de asfaltat, ar fi păcat să apă districat în avat. Foarte corect, observat. Da. Toată apa se duce acolo, eu știu, problemă. S-a anulat un cămin, un canal, din cauza unei construcții acolo, și n-ai un structură de apă de pe ei. Că în flow, se inundă acolo. Domnul Nechipăr, vă rog. Da, știu că în buget au fost prins niște bani pentru acțiunea împotriva țânțarilor. Dacă se organizează licitația și dacă trebuie la momentul potrivit, că dacă nu, nu mai are efectul ulterior și deja au apărut și e o problemă. Insectizare, da. Adevăr, a fost prins să putea o sumă, dacă sunt cine poate face maxim. La prima întrebare, de pe felul așa, a întrebat domnul Ianiță. Deci în proiect sunt prinse lucrările care înseamnă colectarea apelor pluviale. Sunt aceste, nu? Deci se amenajează rigole, se reprofilează șanțuri, o parte din ele sunt teriate, se fac niște podețe transversale de colectare. Deci partea asta este rezolvată. Dar după ce se termină, nu o să mai fie probleme cu apele pluviale. Cu apele pluviale, nu. Bine, da. Întrebare, domnul, aici și Ștefan cel Mare la fel, am văzut că s-au început lucrările, dar s-a frezat numai bucăți foarte mici, nu s-a frezat de totalitate. Deci, prin frezare s-a asigurat profilul suport, peste care vine stratul ăla de binte, 6 cm. Deci s-au făcut măsurători și s-au frezat. Să insistă pe anumite porțiuni, unde mai trebuie, într-adevăr, lucrat, și o să faci ceea ce trebuie. Deci era 100%. Nu știu dacă era 100%. Era o anumită suprafață. Deci, suprafața avea, atâta erau și freza. Nu, era un coeficient care
Depinde care proiect v-ați citat. Unul era cu stradă, unul cu... Dacă toți suntem pe străzi, o să întreb de strada Vatra când începe canalizarea. Cinează asfaltarea, începem imediat. Și avem în parc cu presie Vapa să rezolvăm acolo o porțiune de canalizare, după care să înceapă. De ce vă spun? Fiindcă am văzut o echipă care veni pe acolo, a dat o gaură și a plecat. Dacă nu mai sunt probleme, declar închisă lucrurile de exerciții, vă mulțumesc! Mulțumim! O săptămână bună la toată lumea!